Ne aflăm la a doua expoziție a pictoriței Mihaela G. Tănăsescu, care de data aceasta ne invită pe strada Ilei. Această invitație este de fapt o invitație în copilăria noastră și perioada cea mai frumoasă a fiecărui om este legată de această copilărie și cred eu că fiecare om are o străduță a copilăriei sale și pe această străduță se află lucrurile magice și simbolice care i-au determinat și i-au hotărât pașii în viață. Mihaela G. Tănăsescu deschide acest drum mirific al copilăriei și reușește prin abordarea unor teme destul de sofisticate, cu simboluri importante, să se definească stilistic în peisajul plastic brașovean. Între sănătate și amintire există, de fapt, acest joc, această trecere de la joc la copilărie. Mari înțelepți, toți au fost într-un fel copilăroși. Baudelaire spune să ucidem bestia din noi și eu cred că e bine ca să salvăm, să ucidem bestia, dar să salvăm copilul din noi. Și atunci trebuie să ne bucurăm de amintirile acestea frumoase a copilăriei și cred eu că trebuie să ne ferim de oamenii foarte serioși care nu glumesc și nu râd niciodată pentru că sunt imbecili și hotărăsc lucruri în sensul rău pentru toată lumea.